Iar următorul invitat este destul de tinere, cred că sigură. Așa că, fetelor sau doamnelor, domnilor, care aveți acasă fete de măritat, uitați-vă la el, că e la fel de fain. Așa, la fel de fain l-a cântat, cum îi și l-a vorbit. Daniel Frunzeleanu pentru dumneavoastră! Bună seara, Claudia, ce să mai am? Mă și soară, aici la dumneavoastră, la Tașca. Da, eu venit dintr-un loc frumos, îl mai spun și în seara asta, unde s-a inventat pastrama de oaie și muzica lăutărească, așa zicea tata, de pe Vlașca, de pe Telorman. Și o să vă cânt pentru prima dată ultima piesă lansată, o horă frumoasă pentru mândruța sau mândruțele mele, nici eu nu le mai știu câte sunt. De-aia vreau să mă mărite Claudia. După care facem și ceva frumos sau autentic, chiar de pe Vlașca, de acolo. Și de ce nu poate face și o horă în seara asta, nu? Nu doar stă în jos.
lui, mă culc că-i dar la dormi. De când a dat clubul lui, ai de le 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 și era la turmeliții. Hai de le 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 le. Să-l prezint de la Brad pe prietenul și colegul nostru, Alin Cristian Vârna. Haideți să-l aplaudăm! Întotdeauna un coleg va fi un coleg și va rămâne, indiferent că se pensionează sau pleacă. Și ăsta, doamnelor și domnilor, ca să vă explic că la Arad, ăsta este unul dintre cei mai buni. Haideți să-l aplaudăm pe Cristi Vârna! Thank you.
Și cea mai silitoare concurentă din această seară. De ce este concurentă? Pentru că a cântat alături de toți concurenții, a simțit emoțiile alături de ei și nu sunt eu prezentatoarea, ci este cea care coordonează acest ansamblu și vreau să primiți în aplauze și cu căldură și cu iubire pe doamna Emilia Moga. Thank you.
mă invit să aveți sănătate și dacă vă place cum cântăm, ne mai chemați.
azi nici acele e vreme, nici chiar cena nu mai teme, nici chiar cena nu mai teme. Azi nici acele e vreme, nici chiar cena nu mai teme. Mulțumesc frumos, mulțumesc, Emilia. Piesa asta, prima audiție, cântată cu Emilia. Și de aia am zis cu Emilia amândoi. De fapt, e un lucru, da. Deci, cu lucrul la ore, lupișoarele se iubesc întotdeauna, da. Doamnă și domnilor, trecem de la partea instrumentală și vocală instrumentală, ceva minuie. Nu la noi, nu, Ioi, ăia. De la aia la aia. Trecem de la cel mai simpatic prieten și coleg din mei, el, să știți că este foarte serios de felul lui, adică numai dacă ne uităm la el, este extraordinar de serios, dar când începe să vorbească, atât ai de fain, încât eu simt nevoia să-l aplaud, voi nu? Urmează o voce. O voce de la care foarte mulți din această sală, inclusiv eu, am reușit să furăm câte ceva. Fără foarte multe vorbe și lăsați-vă cuprinși de profunzimea și frumusețea vocii lui, permiteți-mi să-l invit pe scenă pe colegul și prietenul meu, Sorin Buc. Doamnelor și domnilor, bravo, așa voce frumoasă! Bună seara și bine v-am regăsit. Este o cinste și o onoare pentru mine să fiu astăzi aici în mijlocul dumneavoastră. Vreau să vă mărturisesc ceva atunci când a venit adresa de la Centrul Cultural. Toți colegii mei se uitau, dar ziceau, unde se ține? Tașca! Căutau toți cu hartă să vadă unde e tașca. Ei, a fost tașca. Ei, uite că cu această ocazie, foarte mulți din țara asta știu unde este tașca. Și pentru acest lucru trebuie să felicităm pe cei care au făcut acest lucru posibil. Felicităm Centrul Cultural și pe Marius, pe care eu, iată, ne-a dus în acest loc, în aceste meleaguri minunate. Eu am venit pentru prima dată aici pe mine, pe cazului, și am rămas uimit ce am văzut. Pot să spun că este o minune dumnezeiască. V-am adus două cântece de pe Valea Someșului, de acolo, de unde vin eu, din repertoriul meu personal. Sper să vă placă!
și când domn eu piesă lămură, hai, la, 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 la. N-am decât o singură dură, hai, la, 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 la. Mândră acolo să mă pui, domanul someșului, domanul someșului. Și păsări de cântele, la 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 la. Și parcă stând din bun loc,
sunt aici la microfon, mai profit un pic de ocazie, vreau să transmit o urare pentru doi colegi de-ai noștri care sărbătoresc în această săptămână. Peste două zile, colegul nostru Adrian Prența, este ziua lui de naștere și urăm la mulți ani și la sfârșit, poate Claudia, împreună cu noi, cu toți, să cântăm la mulți ani. Și peste trei zile, este ziua colegului nostru, Marius Coșilariu. La sfârșit, cântăm toți împreună la mulți ani pentru ei, că merită din timp. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc, Sorin! Chestia asta nu trebuia să o fur de la mine. Asta este când eu fura meserie de la el, una, două, și el fură toată meseria de prezentator, o face bine și cântă și mai bine, Sorin Buc! Și dacă tot am vorbit de voci speciale de la care ne inspirăm, indiferent ce gen muzical cântăm, atât concurenții, cât și colegii mei știu că din toate genurile muzicale, toți cei care cochetăm cu muzica, putem lua câte ceva. Am avut șansa să o ascult de mai multe ori, în mai multe contexte, să-i spun așa, și să învăț că un pic de dulceață în glas, în condițiile în care sănătatea ne-o permite, este binevenită și dă așa o notă de, nu știu cum spun, de superbitate celui care o folosește. Una dintre cele mai frumoase, dulci, duioase și minunate voci pe care le are acest minister. Aș vrea să o primim în aplauze pe colega și prietena noastră, Maria Mihali. Și bine v-am găsit. Răspunsul este în veci amin. Eu vin de la Bocea Maramureș și am venit cu atâta drag pe meleagul de dumneavoastră de nu vă pot descrie în cuvinte. Pot să zic un singur lucru, că sunt binecuvântată, că vă cunosc, că m-ați primit cu așa căldură. Mulțumesc colegilor mei pentru toate cuvintele frumoase, pentru toată susținerea, pentru mine și nu numai pentru mine, contează enorm de mult. Și vă promit că am să îmi dau toată silința să vă încânt de fiecare dată. Sper să și reușesc. Și doresc să le urez la mulți ani tuturor acelora care poartă numele Sfântului Dumitru. Iar prima piesă cu care am să încep este despre vânători, deoarece știu că este o zonă specifică vânătorilor aici, zona asta a Picazului, a Neamțului. Așa că, cine este vânător aici în sală? Deci, perfect, avem un vânător, dar nu-i nicio problemă, noi suntem vânători de voie bună, așa este? Thank you.
vânător. Oh,
dimineață. Permit să fac o glumă, Maria este prietena mea de mulți ani de zile. Într-adevăr, azi dimineața avea urechea dublă și am spus, Maria, nu e ok să vii cu urechea atât de mare, n-are nicio legătură cu lupul sau cu bunicuța din pădure, dar i-am spus, n-are niciun sens să vii cu urechea atât de mare, pentru că vei auzi prea multe, nu știm ce auzi. Haideți să o aplaudăm încă o dată pe Maria Mihalit. Părintele tale, vedem noi cum te vor iubi concurenții după ce urmează festivitatea de premiere. Dragilor, mai avem aproape atât. Cam atât mai avem. Însă, festivalul nostru nu se poate încheia fără ultimul membru din această sală care nu a cântat. Ultimul personaj al cărui nume astăzi l-am rostit și nu a cântat. Așa că, în încheierea acestui minunat moment, a oră, de fapt, de recitaluri, aș vrea să primim cu aplauze pe domnul Marius Vianu. Și să-i rog mult succes, pentru că, așa cum, scuze, să-i rog mult succes, pentru că și voi să vă bucurați de prezența lui, pentru că după dumnealui vine premierea, așa că haideți să ne bucurăm de ultimul moment de fericire pentru toată lumea. Bună seara pentru că m-am găsit. Întotdeauna am gândit de publici, sunt emoționant că sunt frumoase, le aștept. Pentru că, iată, dincolo de meseria de polițist, știm să sensibilizăm suflete. Și mă bucur că ne întâlnim. Și m-am mirat astăzi, alături de colegii mei, câți colegi talentați și ce voci au răsunat și ieri și astăzi. A fost foarte greu. O să vină și gala. Noi ne-am bucurat pe deplin de tot ceea ce s-a întâmplat și ieri și astăzi și sper că și dumneavoastră. Și vă am urmărat multe cele mele din Bucovina, pe care o iubesc, respect și trăiesc. Să vedeți în gândă, așa că mai!
așa m-a venit în lume, oare tinar și o horă mare, mare, mare. Da, ia sta mândră foc, să ne ia sănătăt la joc, mare, mare. Horă asta mi-era scață, hai dri, 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 ro, da, mama, te pup în brață, hai dri, 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 ro. Cine ora ori vârtește pe lumii, mai mult traiește, așa ori noi jenui, din fața pământului. Hai, trompetă, hai, trufor, zi, de joc și tot de joc, hai, la ori zi, mai zi, la căs de mine și... Puteți să rămân așa când merge și asta vreau să vă dau la fel. Pentru că se moară spre trică, mă alin și-o vreun cântec. Iată asta în șurcul de japa, eu sunt trebuie din sușați. Să ne schimbe, nu uitați cum sunt astronauți. Iată asta în șurcul de japa, eu sunt trebuie din sușați. Să ne scrite, nu uitați, să mă strădați. Hai, dor și ator, punem zi și petrișor. Hai, dor, pentru-ți, punem zi pentru-ți. Hai, dor, hai la mine, pișcă petra, zic mâine. Hai, dor, nu strădui să șețăm, pentru că eu o spre frată, să știți. Și la mine nu spre mulți. Am zis și petrișor și petrile de drăguț, că strângau petruți. Când eram tânăr vișor, am zis și petrișor și petrile de drăguț, că strângau petruți. Hai, dor și iar dor, când am zis și petrișor, hai, dor, hai, drăguț, cu imze petruți. Hai, dor, hai la mine, că și petra cum se puni. Hai, dor, când o strângă se șeță în petrică, pe care nu mi-e pe sfânt. Petrișor, palos, barba, ca o cântră minerică, mă strâng petrică. Hai, dor, și de-am dor, plână-n zi și petrișor. Hai, dor, hai, doruț, plână-n zi petruț. Hai, dor, hai la mine, cășor, petra, cântă puni. Hai, dor, când îți trebuie să șeță-n petrică. O vizie cu-i sărbătoare și cântă cu fiecare. Așa, așa, așa. Așa nu știe petra unde o minie și ca mine om nerar, mine gospodar. Lumea tot așa nu știe petra unde o minie și ca mine om nerar, mine gospodar. Hai, dor, șuiar, dor, lumea-n zi și petrișor. Hai, dor, hai, doruț, spune-mi zi petruț. Hai, dor, hai la mine, că și petra îmi se puni. Hai, dor, când îți trebuie să șeți în petrică, ia pastor și nu te șapa. Eu sunt pe credeu să șeama, ca mine nu se mai frică. E numara pe nișcole, îți găsă visa mame. Mulțumesc, tare frumos! Așa de mult sunt pe trei de bucurie când suntem împreună și pe trei de frumos. Doamne și domnul, ne aplaudăm o dată pe Marius Grianul, mai aplaudăm o dată.